Conducerea Băncii Naționale a României a anunțat lansarea unui nou ban de metal prețios în circuitul de monede și medalii vechi, începând de astăzi, 12 decembrie. Tirajul se ridică la un număr de câteva mii, iar colecționarii de bani se vor bate fără îndoială pe aceasta. Veste bună pentru colecționarii de bani. Moneda, care se vinde cu câteva sute de lei, lansată de Banca Națională Română începând de astăzi, 12 decembrie. Banul din argint va intra pe circuitul numismatic, va fi astfel adăugat la colecția de monede și medalii vechi, ce pot fi achiziționate de colecționarii interesați de această industrie. Moneda este lansată într-un tiraj limitat de câteva mii de piese. Potrivit ultimelor informații, este vorba despre 5.000 de bani de argint scoși pe piață cu tema 90 de ani de la nașterea lui Fănuș Neagu. Monedele vor putea circula doar pe teritoriul țării noastre, așa cum stabilesc procedurile. În astfel de cazuri, lansarea va avea loc prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale Române. Monedele din argint, ambalate în capsule de metaclirat transparent, vor fi însoțite de broșuri de prezentare, precum și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naționale Române și casierului central, au informat reprezentanții BNR. Moneda din argint, lansată în cinstea scriitorului Fănuș Neagu, prezintă pe avers următoarele elemente: casa memorială Fănuș Neagu, un fragment din romanul Îngerul a strigat, inscripția în arc de cerc România, stema României, valoarea nominală 10 lei, anul de emisie 2022. Pe reversul monedei de argint vor putea fi remarcate portretul și semnătura lui Fănuș Neagu, anii de naștere și deces ai scriitorului, titlurile unora dintre volumele publicate de Fănuș Neagu, inscripția 90 de ani de la naștere. Moneda lansată în cinstea lui Fănuș Neagu va putea fi regăsită în număr de 5.000 de exemplare. Prețul de vânzare este de 480 de lei, exclusiv TVA, potrivit reprezentanților BNR. La vânzarea sa, cumpărătorul va primi și o broșură de prezentare alături de certificatul de autenticitate al monedei, relatează playtech.ro.